Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ propun scenariile și implicit schimbarea acestora în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către Direcțiile de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ, iar decizia finală este luată de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit Ordinului Comun al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1000 de locuitori, care sunt unitățile de învățământ din scenariul roșu, puteți afla de pe site-ul de știri maramedia.ro.